Bine ați venit la ședința noastră din luna februarie. Voi da cuvântul doamnei secretare să supună spre aprobare procesul verbal de la ședința lunii trecute, după care domnul președinte de ședință va prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc! Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din mai ianuarie 2019. De data sunt de acord. Mulțumesc! Vă rog frumos să dați și bine, domnule președinte. Având în vedere discuția primară 49-22-2019, sunteți convocat la ședința ordinară Consiliului Local al Comunei Băgăreș, care va avea loc joi, 28-2019, ora 9:30, în sala de ședințe al Consiliului Local Băgăreș, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2019, persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social, potrivit legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat, inițiator primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității de anul 2019, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind bună gospodărire și întreținere a localității, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pe anul 2019, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a debitelor ce reprezintă amenzi ale persoanelor fizice decedate, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu urban de carburanță a autovehiculor și utilajelor aflate în dotarea proprie a UAT, Comuna Bărgărești, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi a asistenților sociali și încheierea contractelor individuale de muncă ale acestora în anul 2019, inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a Comunei Bărgărești, pe semestrul 4 anului 2018, inițiator primarul comunei. 8. Proiect de hotărâre privind indexarea în anul 2019 a chiriilor și a redevenței la imobilele închiriate și concesionate, inițiator primarul comunei. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al Comunei Bărgărești, inițiator primarul comunei. 10. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2018 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, inițiator primarul comunei. 11. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Bărgărești, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Și 12. Proiect de hotărâre privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Comunei Bărgărești în anul 2018, inițiator primarul comunei și 13 diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă mulțumesc. Vom trece la prezentarea primului proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ajutor și lucrări ce vor fi efectuate în anul 2019 de persoane aflate de muncă beneficiare de ajutor social conform legii 416/2001. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, abține, împotrivă, nu. Mulțumesc. A intervenit o problemă. Domnul vice trebuie să meargă, pentru că am avut întrerupere de curent la satul nou și este eu unul acolo, plus avem azi o lucrare între întărire rețea și trebuie să fie acolo pentru că nu e proprietarul, nu e acasă și nu poți să rezolve problema cei de la IO, deranjamentul care este. Domnul viceprimar, sunteți de acord cu toate proiectele de hotărâre? Da. Dumneavoastră știți materialul, da? Da. Vă rog frumos. Vedeți și vă așteptăm înapoi, pentru că la 10:30 ne întâlnim cu preoții din comunitate. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărie a localității pe anul 2019, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărie și întreținerea a localității. Dacă sunteți de acord cu de hotărâre inițiale primare. Sunteți de acord? Da, da, da. Dacă n-am văzut
vă mulțumesc. Punctul 3, proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, inițiat primar, mulțumesc. Punctul 4, scoaterea din evidențiile fiscale a debitelor ce reprezintă avenții ale persoanelor fizice decedate. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre inițiat, vă mulțumesc. Următorul, privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanți al autovehiculelor și utilajelor aflate în dotarea proprie, au luat-i cum la vedere. Și dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, nici o abținere, nu? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi al asistenților personal și încheierea contractelor individuale de muncă ale acestora în anul 2019. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunității Tărești pe trimestrul 4 al anului 2019. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre, mulțumesc, la toată lumea. Indexarea în anul 2019 a chiriilor și a retenției la imobilele închiriate și concesionate. Dacă sunteți de acord cu indexarea de 4,6%, vă mulțumesc mult de tot. Analiza statului, proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registru agricol de anul 2018 și a stabilit măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre inițial, vă mulțumesc. Numai puțin. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al Comunei Târgărești, județul Bacău. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre inițial de primarul Comunei, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care ar trebui domeniul public al Comunei Cărcărești, dacă sunteți de acord cu completarea secțiunii 2, cu 2 excavatorul. Mulțumesc. Domnul Bejenaru, dumneavoastră? Da. Mulțumesc. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Comunei Cărcărești pentru anul 2019. Dacă sunteți de acord cu propunerea doamnei primar, pentru calificativul foarte bine pentru anul 2018. Vă mulțumesc! Trecem la punctul diverse. Vă rog frumos să luați cuvânt și să vă înscrieți. Domnul primar, dacă tot avem utilaje, vă rog dacă se poate pune ceva balast pe drumul de la cimitir la Bahna. Vă dau răspunsul pe loc, da? Ca să... da avem utilajele, balastul, am făcut contractul, săptămâna asta am semnat contractul cu un furnizor și sperăm cât de urgent să avem piatra adusă, piatra concasată de la... Piatra concasată, da. Bine că noi acum încercăm ce mai avem în depozit, ca să nu zic altfel, așa, și cu ce avem mai punem în drog, că da, până când se va deschide cariera, așa ne-o zis. Dar contractul este încheiat cu furnizorul. Da? Și așteptăm. 800 de tone am zis că cumpărăm pentru a pune pe toate drumurile. Două dimensiuni. Acum nu știu exact. Bine, ala mai așa. Și cum se va deschide cariera, suntem prima comună unde ne va aduce. Și categoric că vom pune pe toate drumurile, că știu, știu. E strigător la cer. Dar, după cum știți dumneavoastră, de fiecare dată iarna, așa se întâmplă cu drumurile balastrate. Având în vedere că a fost așa o iarnă grea, zic eu, față de alți ani, îngheață, dezgheață și... degeaba punem în găuri și nisipul iese repede, dar piatra concasată ține mai mult. Păi tocmai de asta, știți? De anul trecut eu am dorit ca să luăm acea piatră concasată de bună calitate. Dăm un ban, bine, apa trece prin piatră concasată, mai rămâne, dar nisipul duce și... Categorică, dacă luam prețurile așa, erau aproape aceleași prețuri și cu balastru din nu știu ce, de la orice societate sau cum se cheamă.
la firmele astea care vând balastrul. De aia am mers pe variantă piatră concasată direct de la cariera de piatră. Da. Și așteptăm acum să dea drumul la, la carieră. Să dea Dumnezeu să fie. V-am zis, contractul este încheiat. Prima mașină cum dă drumul la carieră vine la Părgărești. Sigur, avem în vedere toate drumurile, deci toată comuna, plus că avem probleme acolo, la Bacna și cu părul acela, care să sperăm, să vedem cum vom face un proiect pentru... Finanțare, nu mai. Păi ne trebuie un proiect acolo. Da. Nu am adus acum, că eu deja, cum proiectat, am făcut niște calcule pentru, ne costă în jur de 4 miliarde, așa, estimativ. Ca să poată să treacă de pe un alt pe celălalt ca și oamenii de dincolo de Părău să poată trece cu mașinile, nu prin Părău. Sunt multe de făcut. Dar după cum știți și dumneavoastră și după cum vedeți și la televizor, încă nici bugetul la nivel național nu este aprobat. Ca niciodată, din ce știu eu, nu s-a întâmplat așa ceva, ca să fim în luna, sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie și noi să nu avem bugetele locale aprobate. Cheltuielile nu putem face decât 1% din bugetul anului trecut. Așteptăm să vedem ce va fi. Știți, bugetul național este respins de către domnul președinte, trimis la Curtea Constituțională. Sperăm că săptămâna asta trebuie să dea un răspuns Curtea Constituțională. Și știți demersurile care se fac la nivel național. Iar noi suntem prea mici pentru războiul cel mare care e la nivel național. Da, domnul Balint. Vom face, pentru că avem utilaje și acum, sigur că ne este mai ușor, dar nu închiriem. Oricum vom închiria un utilaj, un, cum se cheamă, un cilindru pentru a tasa și acea piatră concasată, ca să stabilizeze bine, știi? Nu la prima ploaie să svele, mai ales unde avem drumurile baltă. Să sperăm că vom face o treabă bună. V-am zis, am contractat 800 de tone. Da. Ceva? E asfaltare, ceva e deocamdată am zis în prima fază, pentru că lucrarea este mai rapidă cu piatra concasată, categoric asfaltarea, încercăm să facem un proiect pe ceva, pentru că fondurile sunt așa cum sunt. Categoric că dorim și asfaltarea, că ne-ar fi mai ușor, știi? N-am mai pune fiecare altă lasă, n-am mai face cheltuielile anuale cu aprovizionarea și cu prestarea celor servicii de, de balastare. Avem în vedere, domnul Miore, categoric avem în vedere. V-am mai expus eu acel deviz general cu asfaltarea câtorva drumuri care ne costă 34 de 1800 și nu știu cât, adică 34 de miliarde. Drumurile principale. Am prins Părgăreștiul, strada Teiului, Coșerii, la Părul Boghi, strada Coșeri, drumul comunal, satul nou Brândușelor, Liliacu și Brândușelor, la Nicorești, Mihai Viteazu și Petru Rareș, până la intersecție, cu toate că acolo e drumul comunal 129 și cred că când vom face, vom merge pe trei drumul comunal până în Botar cu, cu Bogdăneștiul, pentru că nu putem să facem jumătate de drum din drumul comunal, pentru că e drum comunal. Bacna, Părăul și celelalte străzi. Știu că este o problemă iar la Bacna, acolo unde s-au pe Ion Barbu, pare mi se, unde s-a făcut acea... S-a tras apa pe, pe drumul acela de, de, după biserică și am înțeles că s-a tasat acum, s-a lăsat pământul și e noroi. Este în vedere, pentru că altfel nu poate să intre nici mașinile de la Rompres. Și categoric noi suntem obligați să le asigurăm drumurile să fie practicabile. Și după da. Continuați și cu drumurile pe câmp. Trebuie nivelat. Un descaltor trebuie să miște dacă tot am cumpărat. Luați motorină și dați drumul la lucru. Da, domnul... Să nu stea în parcare. Domnul consilier, da. Deocamdată ați stabilit azi. Da. Abia azi ați aprobat prin hotărârea de Consiliul Local. Azi ați aprobat prin hotărârea Consiliului Local prin cota de combustibil. Dumneavoastră știți când a primit și bulul de excavatorul. Dumneavoastră știți foarte bine, pentru că noi nimic nu facem fără aprobarea dumneavoastră și, până, și a nu vă aduce la cunoștință.
din partea mea, știți că am toată disponibilitatea și vă informez, pentru că nu mi se pare corect, ca să nu știți, pentru că împreună trebuie să facem toate acestea. Azi am stabilit, deja contractul este făcut și cu o firmă, pentru că am avut discuții cu firma care ne distribuia până acum combustibilul, s-a încheiat un contract cu Lucoilu, prețuri mai acceptabile și nu discuții permanente, să sperăm. Și vom face. Abia suntem în februarie, abia cu 1 februarie a început activitatea buldoescavatoristului. Mă refeream ca să fie motorină. Deci să fie... Păi ați aprobat azi. Păi ați aprobat azi, pentru că până acum am luat așa. Am luat mea două cupe de balastru și a treia cupă n-am mai avut motorină. Păi tocmai că n-am avut aprobat și n-am avut cum să cumpărăm. Am cumpărat așa, cantități mai mici, pentru că aveam nevoie de aprobarea dumneavoastră. Aprobarea prin hotărârea Consiliului Local. Nu putem face cumpărături, cheltuieli, fără să avem aceste hotărâri aprobate de către dumneavoastră. E banul public, noi trebuie să justificăm banul public. Pe ce cheltuim și cum cheltuim. Iar nu putem să cheltuim fără aprobarea dumneavoastră. Și toate durează. Dar eu cred că ne-am mișcat destul de repede. Asta e. Și continuăm categoric. Avem cele 3 extinderi la rețeaua electrică. Acolo drumurile de exploatare au fost intabulate și introduse ca drumuri sătești. Și toate trebuie făcute. Și munte mă refer. Toate trebuie făcute. Și pe munte mă refer, că este un noroi pe munte. Mocirlă. Da, știți. Nu poate copii, mi-a luat. Peste tot e așa. Nu e numai. Iar cu drumul de asfaltare, sigur că dacă și înaintea mea ar mai fi fost făcute niște proiecte, poate acum făceam extindere. Extinderea asfaltare era mai ușor. Dacă ai avut un proiect depus, să zicem, pe urmă poți să faci extindere. La asfaltarea drumurilor comunale, asfaltare drumuri sătești. Dar eu mă zbat, sigur, nu e. Știți, ordonanța 114 care este contestată, în care se spune în ordonanța... Aceea se va înființa la nivelul guvernului un fond local de investiții. Unde prioritare, dacă ați citit, sus. Apa, canalul, școlile, grădinițele, drumurile. Și după aceea alte activități. Și alte investiții. Da. Sună frumos. Da. Sigur, la anul sunt alegerile. Nu cred că nu mai... Noi încercăm, nu stăm pe seama că la anul sunt alegeri, intrăm în campanie, intrați în campanie, toată lumea poate să candideze pentru orice funcție. Mi se pare corect să fim mai buni, să fim... pentru că da, cel mai bun va câștiga. De ce nu? Sunteți aici de ani de zile, nu? Sunteți consilieri locali de ani de zile, știți cum se pune problema. De ce să nu fiți pe listele candidaților în continuare? Da. Sau de ce să nu fim? Nu? Toată ăștia au reparat drumul, dar mai mare l-au stricat. Pe asfalt. Da, am ridicat problema. Sâmbătă am fost la întâlnire cu primarii din zona aceasta. Onești, Rotuș, zona Rotuș, cum să așa. Am ridicat problema și eu, pentru că drumul județean 116 traversează 3 comune. Băsăneștiu, Părgăreștiu și Oituzu. Toți primarii unde traversează drumul județean 116 au ridicat aceeași problemă. Pentru că lucrarea s-a făcut așa cum s-a făcut. Deja a trecut iarna și să văd că nu au fost lucrări de calitate făcute. Am adus la cunoștință inclusiv domnul președinte de la Consiliul Județean, doamne director de la drumurile județene, dă și știu. Deci ce mi-au zis? Încă plățile nici nu au plătit lucrările. Eu le-am propus un covor asfalt peste toată suprafața, acum la fel. Nu este bugetul încă aprobat la nivel național, nu vor ști nici dânsi ce vor avea la nivel de județ și ce ne vor repartiza la nivelul consiliilor locale. Ce sume vom avea. În legătură cu pesta porcină, ce se mai obligă? A fost așa. Da, am fost chemată de 2 ori, sigur că da. După cum știți, s-au depistat 2 focare de infecții peste porcină la Oituz. Noi fiind în hotar cu Oituzul categoric, am fost vizați din start. Deși sunt în zona de protecție și trebuia
aveau alte obligații și măsuri ce trebuia să iei. Noi, noi suntem în zona de... uite că am un lapsus, zona de supraveghere. În zona de supraveghere noi eram obligați să anunțăm ceea ce am și făcut prin biserici, prin afișe, prin, direct cu cetățenii. Imediat am luat măsuri în privința asta, deci nu s-a avut problema. Preoții au anunțat în biserici, la fel și, și noi și ei. Inventarierea porcilor, care sunt, domnul doctor, cred că continuă și acum cu inventarierea. Din ce știu eu tot de la domnul doctor, la sfârșitul lunii noiembrie am avut în evidență crotariați de către dânsul 140 de porci. Mă gândesc că în decembrie s-au mai tăiat din ei, să zicem că vor fi și sunt la ora actuală vreo 50 de porci în toată comunitatea noastră. Dar nu mai sunt. Zic și eu, zic și eu. Da, în perioada asta cetățenii n-au voie nici să cumpere, nici să vândă și să, dacă vor să sacrifice ce au în gospodăria lor, trebuie să anunțe medicul veterinar și să facă acele analize ca să nu pună în pericol. Bine, după cum știm cu toții că nu e un pericol pentru om. Da, dacă dai zoaiele sau spălăturile la alt porc și porcul a fost bolnav sau alte animale, se transmite. Mă dau o secundă, păi dacă e cineva cu mașină cu numărul 40 pe el. Aici. Bună ziua! M-a blocat cineva și am ore și nu pot să ajung la tine și mă scuzați. 40? 40 pe el. Mitruț! 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 Suntem online, mă. Mitruț! Uite, da. Așa. Și sigur când s-au luat aceste măsuri privind pesta porcină, nu că nu au voie să-și tai porcul din curte. Nu, poți să stai. N-ai voie să vinzi fără viza medicului veterinar. Nu. Am zis, dacă pleci, când la 10:30 avem preoții invitați la o discuție și acolo e vorba de urbanism, de... Nu, dacă nu se plece. A, ești aici. Bun. Dar vreau să aveți chestii cu evaluare și... Da. Și eu cred că, nu știu acum, dacă știți dumneavoastră, au fost cazuri, trebuie să avem grijă. Am discutat și cu șeful de post, pentru că și dânsul este în acest comitet al nostru privind bolile transmisibile și oricum. Așa. Să aibă în vedere mașinile, dubele care vin prin comunități din alte județe și vând aceste animale. Pentru că tot așa s-a transmis, din ce am înțeles. A fost o dubă de la Covasna. Covasna știm că ea este un județ cu pesta porcină. Omul a luat un purcel, a băgat pe lângă ceilalți purcei și s-a transmis boala. Este bine să anunțăm dacă e și ar fi foarte bine să nu fie și la noi. Trebuie să prevenim, trebuie să, da, să comunicăm dumneavoastră, cu cetățenii, dumneavoastră și noi cu cetățenii orice problemă. Așa da. În legătură cu micul de așteptare circulă, tărbă, deci dimineața la șante, când merge vedea, ar fi bine o să fie microbus mai mare, ori dacă nu se pune încă două... Mă, sunt trei, mă, dimineața. Dimineața, dar de multe ori la satru nu mă oprește, că sunt la Nicolești. A fost o dimineață când n-a pornit autobuz. Nu mă refer la el, și la... La general sunt trei mașini. Nu scop, respi unde vori, e în curte, vine continuu. Deci dacă depășește, vede poliția, ai tu probleme. Oprești, zice la poliție. Asta e altceva dacă o vreți. Sunt. Deci în probleme... Sunt trei microbuzi de dimineață. Dimineața nu cred, dar de multe ori de microbuzi de autobuz. Care să poată... Nu se mă oprești nici la asta. Dar nu-i părere, hai că domnul are încă, dar mai are așa. Dar că cobor pe o poșetă și... Mai acolo la stanță de 20 de metri. Și curbă, linie continuă și... Doamne ferește, trece careva în față, de-aia bă, uite-te și... Cum s-a întâmplat chiar la satul nou, cu o lună de zile. Bine, acolo a fost altceva. Bine, era și altceva, într-adevăr, da. Da, eu am discutat și cu doctor în luna august sau în octombrie. În octombrie a fost administratorul societății, patronul societății și am discutat problema asta. Categoric că obligația șoferilor este numai stațiile de autobuze, pentru că noi am dat avizul numai pentru a opri și ei sunt obligați stațiile unde sunt amplasate stațiile de autobuze. Acolo trebuie să oprească.
Acum că opresc și oriunde, aici iar poliția trebuie să intervină, să nu oprească. Dar știi, este o pierdere, pentru cum consumul e combustibil mai mare, mai mare. Tot timpul s-a scăpat pierdere, scoate din Ciubuc. O să discut și cu domnul. O să-l spun, o să-i spun că ați ridicat dumneavoastră problema și categoric. Cu numărul de microbuze. Să știți că și eu circul cu microbuzul, mă duc în oraș, nu m-a făcut mama în mașină, nu de când am intrat primar, gata, am mașină la scară, nu, mă duc cu microbuzul și până în Corcnea și înapoi, uneori chiar și mai tot. M-am nimerit într-o zi, pe la ora 2, că m-am întors de la primărie de la Târgu Ocnea și am venit cu microbuzul. Și într-adevăr, le-am zis de atunci, nu mi se pare corect, a venit la scară. Da, nu, bine, categoric, nu trebuia să se ridice un domn mai în vârstă ca să stau eu, că eu sunt la privat. Nu, nu. Și am spus, nu se poate așa. Într-adevăr, numai în orele de vârf este aglomerat. Și mi-au spus, în rest, circulăm în gol, știi? La de la vale cu un călător sau doi călători, acolo, nu, de dus și de adus. Într-adevăr, în orele de vârf. Dar mi-au zis că au suplimentat în orele de vârf. La dimineața la 7 și la 2:30. Eu văd dimineața la 6. 7:25 pleacă prima, la 5:30 de două la 7. Merg pe la deal? Da, cum să nu? Microbuzele. Dar atunci, dacă merg pe la deal... Dar nu a pornit autobuzul. Da, nu au avut problemă autobuzul. Păi chinui pe aici. Înghețată, au fost perioada mai rea. Eu i-am solicitat și domnului patron să schimbe și autobuzul, pentru că mi s-a dus la cunoștință că na, este veche și e curent, e rece și a zis că după profit va fără bilete, mașină. Dacă s-a scumpit biletul, nu s-a scumpit. Dar și abonamentul s-a scumpit. Da, da, s-au scumpit de la 1 ianuarie, pare mi se sau în decembrie. Și direct, și direct. Da, da. Erau 110, acum 290. Dar să nu la fie care a fie din microbuză. Da, voi lua legătura cu domnul patron. Voi spuneți problemele de genul de condiții. Deci condiții. Dar dacă pe aia de urmă, știți, fără multe bine probleme. Da. Da. Sau venit microbuză înapoi, s-a dus până în ter, plin, am eu coborât, s-a întors înapoi după elevi. Da, din ce știu eu, poate s-a nimerit și cu dumneavoastră ca și cu mine. Chiar când am venit atunci era foarte aglomerat, pentru că era ora de vârf. De exemplu, care a dus până în fiară și copilul trebuie să meargă la Oneș, la liceu. De acolo ia cu o cară. O, pe întârziat, eu știu, o scrie de oră, de jumătate, oră. Păi, dar asta din anii 70, cât mai merge? Da, dacă avem o mașină de 20 de ani, trebuie să casăm. Doamna secretar, chiar nu să facem o adresă, ce ziceți? Pentru ca să ducem la cunoștință problema e, care e o ridicată, da. Da. Vom ridica cu ziciunea, am fost în vedere mijloacele de transport și... Și nu trebuie să la copii că plouă în autobuz, iarna e fric, în autobuz ăsta albastru, e din anii 70. Atunci mai bine... Păi, dar ce faci? Doi, copii, nu așa și copii, nu cel mai bine să facem o adresă, pentru că vorbele... Vorbele sunt vorbe și nu se... O să facem o adresă către firma respectivă și o să le aducem deci, la cunoștință. Da, XXL. Da, XXL. Da, că e și autobuzul tot altă și... Da, tot anul? Da, dacă a schimbat pentru ele, într-adevăr, am auzit că e fric, e fric, n-are... Da, sigur că avem o vedere. Minim confort în care să ai totuși biletul de plătești. Să nu plouă, nu trebuie să aibă căldură. Nu e neapărat să fie și niște ce. Ce să fie cât autocar. Dar să fie cât de cât. De ce? Nu? Alte probleme? Sigur. Spuneți, spune doamna Butucaru. Spuneți. Pentru ora 10:30 am invitat preoții din comunitatea noastră pentru că în ședința lunii trecute ați ridicat niște probleme privind partea activității dânșilor, nu? Da. Și atunci, dumneavoastră știți că eu mă țin de cuvânt sau orice, și am zis și am spus atunci că voi invita. I-am invitat la 10:30, așa că mai stăm puțin ca să vină dânșii. O să discutăm problema acelor case mortuale, a cimitirilor, a problemelor care au și dânsii în parohii,
Doar vom discuta deocamdată. Și alte probleme care... Inclusiv cu centrul de îngrijire la domiciliu, pentru că asta ne aparține și nouă, comunității și, și dânșilor activitățile pe care le facem și în cadrul parobilului. Așa că de asta v-aș ruga încă jumătate de oră să mai rămâneți. Închidem ședința noastră de azi. Vă mulțumim de participare. Dacă nu mai aveți alte probleme, și vă mulțumesc pentru că ați venit și ați aprobat hotărârile noastre.